În această dimineață vreau să mă opresc la un text din uh, Noul Testament, Faptele Apostolilor, capitolul 2, ceva ce se întâmplă după ce, în ziua cinzecimii Apostolul Petru rostește o predică care determină mulțimile să iau o hotărâre. Ce să facem ca să fim mântuiți, sau întrebat oamenii. Predica Apostolului Petru din ziua cinzecimii se finalizează cu acest răspuns, răspuns pe care îl dă Petru, dar care este valabil și astăzi pentru oricare dintre noi, nu doar pentru cei îmbrăcați în alb, ci pentru orice persoană de subsoare. Atunci, ca și astăzi, oamenii sunt puși în fața unei realități crude, realitate care de cele mai multe ori este respinsă de societatea noastră și anume. Acceptarea faptului că prin păcatele noastre noi l-am răstignit pe Domnul nostru Isus Hristos. Da, noi ne facem vinovați de, fi, față de faptul că am păcătuit împotriva lui Dumnezeu și trăim într un mod departe de voia lui Dumnezeu. Și consecința acestor stări este în natura noastră păcătoasă. Și toate decurg în urma alegerii strămoșului nostru Adam și de atunci și până astăzi toți descendenții lui trăiesc cu această vinovăție asupra lor, asupra noastră. Și alături de ea ne însoțește apoi rușinea, urmează judecata finală și toate acestea, pentru că între noi și Dumnezeu s-a produs această ruptură. Și iată cum răspunde apostolul Petru întrebării fundamentale pe care au ridicat-o cei din acea mulțime și care mă aștept că este și întrebarea noastră astăzi. Faptele Apostolilor, capitolul 2, începând cu versetul 37 până la versetul 41. Pentru cei care urmăriți în traducerea Dumitru Cornilescu, pagina în Biblie este 1057. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului nostru Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre Apoi veți primi darul Sfântului Duh, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul vostru. Și cu multe alte cuvinte, mărturisea, îi îndemna și zicea, mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Îmi amintesc de ziua când ele fiind în clasa 5 -a, am încercat și eu să văd în ce măsură pot trage la țintă. Dacă nu știți cine sunt eu în poza aia, ultimul din stânga, din față, ca să nu vă chinuiți, da? Să identificați personajul de acum, mă rog, undeva, cândva, înainte de Hristos pentru unii. nici chiar așa, dar oricum, Aveam în clasă un elev, nu o să vă-l arăt care și nici nu o să vă încurajez să apelați la curiozitatea dumneavoastră, la creativitatea dumneavoastră, care a primit o poreclă, pentru că avea capul un pic mai mare și l-am ridiculizat. Și într-o zi m-am gândit eu că cu bucățica de cretă în timpul orei de matematică, de acolo din spate de unde eram, cred că n-am nicio șansă să-i ratez capul. Și am aruncat bucățica aia de cretă, și, ca printr-o minune neprogramată, a căzut pe catedra profesorului de matematică. Cred că vă imaginați ce a urmat, nu? Eu am înghețat, mi-am dat seama că am gafat, am fost rușinat de ceea ce s-a întâmplat și mi-amintesc că a fost prima noapte de pe care eu o conștientizez în care n-am dormit bine. Prima noapte în care, în mintea mea, S-a trezit cumva gândul acesta, conștiința și-a făcut bine treaba, ce am fost în stare. Dar dacă îl loveam pe profesor, dacă se ducea în capul profesorului, ce urma? Cum am putut să mă asociez cu colegii mei și să ridiculizez pe un alt coleg? Și noaptea aceea a fost una care. Pentru prima dată m-a determinat să realizez că am în mine o predispoziție foarte serioasă pentru a face rău. M-am întrebat atunci și am continuat să mă întreb din când în când, oare aș avea vreo șansă să o iau de la capăt? Și cred că mulți dintre noi în viața aceasta ne adresăm această întrebare, oare pot să mai iau de la capăt? Am făcut atâtea. Am decis lucruri pe care le, le, le regret astăzi. Am crezut la început că este o joacă, m-am trezit înfășurat de păcat, rob al păcatului, și mă întreb, aș mai putea să o iau de la capăt? Ce șanse mai am? Ei, dragii mei, eu despre șansa asta vreau să vă vorbesc în această dimineață, și anume, Dumnezeu vine să ofere fiecărui om posibilitatea să o înceapă, de la zero când a început în România să se predice Evanghelia ca oamenii să se întoarcă de la păcatele lor la Dumnezeu protestanții și mai târziu evanghelicii sau cum câteodată sunt numiți neoprotestanții au fost numiți pocăiți pentru că îi chemau pe oameni la pocăință chiar și astăzi credincioșii și evanghelici din țara noastră sunt încă numiți la fel dar cuvântul acesta îl găsim în vocabularul Mântuitorului, al apostolilor, în vocabularul Bisericii Creștine și chiar a Noului Testament. Ce înseamnă acest lucru? Și aș vrea să mă uit la chemarea lui Petru pentru audiența aceea, o chemare care se adresează și nouă. Și câțiva pași pe care noi putem să-i facem. Răspunzând acestei întrebări fundamentale, ce să facem ca să fim mântuiți? Ce să facem ca să o putem lua de la zero? Și nu doar să o luăm de la zero, pentru că dacă o luăm de la zero, avem foarte mari șanse să ajungem în aceeași situație în care ne găsim. Ce să facem ca să ne mântuim sufletul nostru? Și iată răspunsul Apostolului Petru. Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 37 și prima parte a versetului 38. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților, ce să facem? Răspunsul lui Pavel, lui Petru, pocăiți-vă. Și acesta este primul lucru pe care vreau să-l subliniez astăzi. Ce să facem ca să fim mântuiți? Ce să facem ca să căpătăm iertarea păcatelor? Primul lucru pe care îl spune Petru aici este Pocăiți-vă! În Vechiul Testament, prima parte a Bibliei, scrisă în ebraică, cuvântul pentru pocăință avea de-a face cu un popor căruia Dumnezeu i-a revelat legea sa. Și când poporul acesta iudeu a întors spatele lui Dumnezeu și s-a îndreptat spre o închinare păgână, practicând păcatul, Dumnezeu a ridicat profeți de-a lungul istoriei și i-a chemat la pocăință și chemarea la pocăință a însemnat întoarceți-vă de la păcatele voastre la Dumnezeul cu care ați încheiat un legământ pe muntele Sinai. Renunțați la trăirea voastră și întoarceți-vă către Dumnezeu. Dar, vedeți dumneavoastră, în Noul Testament, Noul Testament este scris în limba greacă, folosește un alt cuvânt, se adresează celor care sunt obișnuiți cu gândirea, că e scris în limba greacă, se adresează grecilor. Și grecii folosesc pentru pocăință cuvântul schimbarea minții, metanoia. Și cu alte cuvinte, Noul Testament ne spune, ai privit lumea dintr-o perspectivă, relația ta cu Dumnezeu, pe tine însuți, este foarte important ca mintea ta să fie transformată în acord cu revelația lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi. Schimbă-ți modul de gândire. De fapt, noi suntem în realitate ceea ce gândim. Dar în limba română, noi avem o parte dintre cuvintele religioase care vin din slavonă, și când slavonii, care sunt un popor mai aplecat spre emoții, spre trăirile sentimentale, au vrut să sublinieze importanța întoarcere la Dumnezeu, ei au creat cuvântul caiati, care înseamnă a te căi în limba noastră, în limba română. Și pentru a se asigura că atunci când se căiesc, o fac cu toată inima, au pus înaintea lui Po, și de aici avem noi, prefixul po, de aici avem noi pocăință, care înseamnă trăirea aceea, la român, cel puțin, lamentarea, plângerea, regretul pentru modul în care am trăit până atunci, până atunci și întoarcerea la Dumnezeu. Dar chemarea lui Petru, pentru ei atunci, pentru noi astăzi, pentru cei îmbrăcați în alb, este pocăisivă. Este primul pas. Cum se întâmplă în mod practic lucrul acesta, pașii pocăinței? În primul rând, conștientizarea păcatului. Ei, în urma propovăduirii lui Petru, au rămas străpunși în inimă. Au fost convinși de natura, de starea lor. Pocăința începe cu recunoașterea propriei noastre stări de păcat. Am greșit împotriva lui Dumnezeu. E acel moment de iluminare spirituală în care realizăm gravitatea păcatului nostru. În Romani, capitolul 3, cu versetul 23, Biblia spune: Căci toți au păcătuit, fără nicio excepție, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Biblia ne arată acest mare adevăr: toți oamenii, absolut toți, suntem păcătoși. Toți avem nevoie de Dumnezeu. Toți avem nevoie de mântuire. Oricând conștientizăm această nevoie, e primul pas al pocăinței noastre. Păcatul, păcatul aduce cu sine vinovăție, rușine. Păcatul aduce moarte spirituală, care înseamnă separarea omului de Dumnezeu. Plata păcatului este exact această moarte spirituală. Moartea, moartea fizică presupune despărțirea de cei dragi. Moartea spirituală înseamnă separarea de Dumnezeu, de natura sa. Atunci când omul a păcătuit, relația lui, care era una vie și puternică pe verticală cu Dumnezeu, s-a frânt. Și păcatul de atunci îl aduce pe om sub judecata lui Dumnezeu, care îl va condamna. Și atât ce spune Dumnezeu în Vechiul Testament prin profetul Isaia în capitolul 59, versetele 1 și 2, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă să mântuiască, nici urechea Lui prea surdă ca să audă, cine dreptățile sau păcatele voastre v-au separat de Dumnezeul vostru și păcatele voastre i-au ascuns fața de voi, astfel că nu vă aude. Și ca urmare acestei, Morți spirituale, separări de Dumnezeu, noi trăim aici o viață fără scop, în absența păcii interioare, suntem lăsați în voia alegerilor noastre ca să suferim consecințele păcatelor noastre. Și orice om care încă nu s-a pocăit de păcatele sale, care încă n-a crezut în jertfa Domnului nostru Isus Hristos, se găsește în starea aceasta, fără Dumnezeu. Adică, din perspectiva Bibliei, este mort din punct de vedere spiritual. Dar moartea spirituală produce moartea fizică. Și după ce primul om a păcătuit, Dumnezeu declară în Geneza, capitolul 3, versetul 19, citesc ultima parte a acestui verset, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Uitați-vă, dumneavoastră, lumea în care noi trăim, oare trebuie să vă mai descriu condiția ei, boală, suferință, calamități, războaie, toate astea și multe altele nemenționate de mine, sunt o consecință a păcatului, a faptului că omul s-a despărțit de Creatorul său. Moartea veșnică este consecința firească a morții spirituale, care înseamnă că omul va ajunge în iad separat pentru eternitate de Dumnezeu. Cine moare fizic, fără să fi avut parte de experiența nașterii din nou, va fi pierdut pentru totdeauna. La marea judecată a lui Dumnezeu, oamenii vor fi în două categorii. Cei mântuiți care au crezut în Domnul Isus Hristos și cei pierduți. Dar Domnul Isus ne spune că cine ascultă cuvintele Lui și crede în Cel ce L-a trimis are viață veșnică și nu merge la judecată ce a trecut din moarte la viață. Primul pas în calea pocăinței, conștientizarea, apoi căința. Aceasta implică acea durere interioară sinceră, acel regret pentru păcatele comise. Este mai mult decât o simplă remușcare, este o tristețe profundă și autentică realizând că l-am rănit pe Dumnezeu. 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 10 spune În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire și de care cineva nu se căiește niciodată, pe când întristarea lumii aduce moartea. Conștientizăm păcatul ne căim de el, mărturisim păcatul. Pocăința necesită mărturisirea păcatelor înaintea lui Dumnezeu. Da, vin ținând cont de faptul că el îmi spune în 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9 că dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Frumos a fost momentul în care am creat contextul acela în care sufletul vostru, mă refer acum la cei care a fost la encounter, la acela, ați lăsat sufletul vostru să se descarce înaintea lui Dumnezeu. Ar pocăința presupune mai mult decât atât, presupune renunțarea la păcat. Acea hotărâre fermă, nu mai trăiesc cum am făcut-o până acum. În Isaia, capitolul 55, cu versetul 7, Dumnezeu spune să se lase cel rău de calea lui. Și omul nelegiuit de gândurile lui să se întoarcă la Dumnezeu. Vedeți limbajul Vechiului Testament pentru pocăință? Să se întoarcă la Dumnezeu care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Și apoi, pocăința presupune schimbarea comportamentului. Nu mai pot trăi cum am făcut-o. Iată faptele apostolilor, capitolul 26 cu versetul 20. Ce am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi în Ierusalim și în toată Iudeia și la Neamuri să se pocăiască și să se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vretnice de Dumnezeu. Pocăința presupune să nu mai facem faptele din trecut, ci să facem acele fapte vretnice de noua noastră credință în Dumnezeu. Și apoi nu în cele din urmă, pocăința înseamnă împăcarea cu Dumnezeu. Dumnezeu a întins un braț spre noi prin Fiul Său Iisus Hristos pe care l-a dat la cruce. Și atunci când noi eram vrășmași ai Lui, spune Roman 5 cu 10, am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său. Atunci s-a întâmplat acest lucru. Pocăința ne conduce la restaurarea relației noastre cu Dumnezeu. Întorc la apostolul Petru din textul pe care l-am citit în fapte 3 cu 19. Pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele și să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Așa că astăzi, indiferent cine ești, indiferent de starea în care te găsești, și tu poți să începi de la zero, și tu poți să ai parte de o viață nouă Și tu poți să te bucuri de această viață nouă în Iisus Hristos Primul pas Pocăiește-te Până în adâncuri de iad Fiul lui Dumnezeu te cheamă la El Te cheamă pentru că vrea să-ți dea cerul Lui Până când mai rătăcești Până când umbli departe de El Al doilea lucru pe care Petru îl spune aici Botezați-vă în apă Partea a doua versetului 38. Și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și veți primi darul Sfântului Duh. Observați dumneavoastră, botezul în apă se administrează celor care s-au pocăit, celor care au experimentat ieșirea din păcat și trăirea unei vieți noi. În 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 21, Biblia ne spune că botezul este mărturia unui cuget curat, cuget care a fost spălat în sângele Domnului nostru Isus Hristos. Romani, capitolul 6, versetele 3 și 4. Nu știți că toți câți am fost botezați în Hristos Isus, am fost botezați în moartea Lui? Noi, deci, prin botez, am fost îngropați împreună cu El în moarte, pentru ca după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Înainte ca voi să fiți botezați în apă, a trebuit să fiți botezați în Hristos. Ori botezul în Hristos este tocmai întoarcerea voastră la Dumnezeu, credința în jertfa Domnului nostru Isus Hristos. Să știți că botezul nu este doar un ritual, nu este doar o declarație simplă, ci este ceva ce comunică schimbare interioară. Dumnezeu a produs ceva în noi. Sigur că, când ne uităm la botez, putem să vedem câteva semnificații ale botezului. Primul lucru pe care voi îl spuneți când veți intra acolo în baptistier este acesta. Păcatele mele au fost iertate m-am pocăit, mi l am mărturisit, am crezut în Domnul Isus Hristos, păcatele mele au fost iertate. Credeți lucrul acesta, nu? În al doilea rând, am o nouă identitate. Identitatea mea este în Hristos acum. Eu când vin să mă botez, când declar public aici în apa botezului, ceea ce s-a întâmplat în viața mea, vin să spun cerului și pământului că eu de astăzi mă identific cu Hristos. În al treilea rând, semnificația botezului presupune că voi de astăzi intrați în Biserica lui Hristos. Vă integrați în Biserica lui Hristos. Și așa cum am cântat la timpul de închinare, intrați într-un legământ cu Dumnezeu. Ce să facem ca să fim mântuiți? Pocăiți-vă, botezați-vă și atât cum continua mesajul lui Petru în versetul 20. Mântuiți-vă și cu alte cuvinte mărturisea, îi îndemna și zicea mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos. Și asta e strigarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și tu ai un suflet care are nevoie de mântuire. Și tu ai nevoie de Isus Hristos. Și tu ai nevoie de această viață nouă. Mântuiți-vă! Și cu multe alte cuvinte îi îndemna. Mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. În 1 Ioan, capitolul 5, versetele 11 și 12, Biblia ne spune și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine îl are pe Fiul, pe Iisus Hristos, are viață. Cine nu are pe Fiul, cred că l-am încurcat, da? dar ați văzut ce scrie dacă... Iertați-mă, o să repet versetul ca să mă asigur că l-am spus corect, da? Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. Ei, este foarte important, foarte important să ai siguranța că tu l-ai pe Fiul, că l-ai pe Hristos. Recapitulând doar de dragul de a întipări lucrurile, când vorbim de mântuirea sufletului, trebuie să ne amintim, toți am păcătuit și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul aduce moartea, Roman 6 cu 23. Dar Isus este cel care a plătit prețul păcatelor noastre și noi am cântat în această dimineață despre acest lucru. Roman 5:8: Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Noi trebuie să murim împreună cu Hristos. Și oricine crede în Domnul Isus Hristos capătă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă viață veșnică. Al patrulea lucru pe care zice Petru. Integrați-vă în Biserica Domnului Isus Hristos. Versetul 41. Cei ce, au cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Dacă ai crezut în Domnul Isus Hristos, dacă păcatele tale au fost iertate, dacă te-ai pocăit de ele, integrează-te în Biserica lui Hristos. Este foarte important să aparții unei biserici. De fapt, tu îți manifesti ascultarea prin botez și ceremonia aceasta, printre altele, subliniază și integrarea voastră în biserică. E modul în care spuneți întregi adunării am trecut de partea răstignitului. Nu-mi este rușine cu Hristos, sunt a Lui. Alege biserica care, în care Hristos este înălțat și nu un om, în care Biblia este predicată și nu o tradiție, locul unde te zidești spiritual și locul unde poți sluji cel mai bine cu darurile pe care Dumnezeu le-a pus în tine.